Bine v-am regăsit la un nou material în premieră pe canalul nostru de YouTube. Suntem la prietenii noștri de la București Vitan Mall și avem o premieră ca versiune, pentru că mașina asta ați mai văzut-o la noi pe canal și în partea de sus a acestui video, chiar acum vă pun linkul de la primul contact cu Cupra Formentor. Îl găsiți și în descrierea acestui video, dar astăzi ne uităm la ceva ce eu consider că este probabil cel mai frumos plugin pe care poți să ți-l cumperi acum în România, non-premium, desigur. Ce vedeți aici? Este Formentor e-Hybrid. Avem 245 de cai putere și 400 Nm cuplu motor maxim. Versiunea pe care o vedeți aici costă 45.000 de euro cu TVA, preț de listă, dar pentru că vorbim de un plug-in hybrid, se va putea califica în programele Rabla și Rabla Plus și mai poți să scazi vreo 6.000 de euro din acest preț de listă. În partea din spate, față de Cupra Formentor pe care ați văzut-o prima oară la noi, avem evacuările, mă rog, stilizarea tip evacuare falsă pe care ați văzut-o la un alt material al nostru și îi pun acum în partea de sus a ecranului linkul, dar îl găsiți și în descriere, și anume Cupra Leon Sports Tourer Plug-in Hybrid are aceeași soluție stilistică aici. Dacă îți cumperi Cupra Formentor cu cel mai mic motor pe benzină și în versiune cumva de bază, primești aceleași stilizări aici în bara din spate la 150 de cai benzină, doar că sunt negre. La plug-in hybrid sunt stilizate așa. Dacă îți cumperi apoi motorizarea de 245 de cai putere benzină simplă, fără plug-in, ai câte o evacuare rotundă în stânga și în dreapta, și dacă îți cumperi vârful de gamă ai cele 4 evacuări finale pe care le-ați văzut în materialul nostru. Pentru că vorbim de plug-in hybrid, avem o baterie de 12,8 kWh capacitate, amplasată în podeaua portbagajului. Asta înseamnă că avem 345 de litri față de 420, cât avem în mod normal la o Cupra, să zicem, 310 cai. Există mai multe opțiuni în configurator pentru cablurile pe care le poți cumpăra pentru încărcare și aici, fiți atenți ce avem aici, zici că avem soluția tehnică a mileniului, nu, avem triunghiul, da, ambalat așa frumos, are un velcro pe spate, un arici, cum îi zicem noi românii, ca să nu se plimbe prin portbagaj. Aici avem o priză, să punem laptopul a încărcat. De aici rabatăm spătarul banchetei. Repet, 345 de litri față de 420. Bateria de aproape 13 kWh poate fi încărcată prin acest loc din aripa stânga față. Acasă, la priza de acasă, se încarcă în vreo 5 ore. La wallbox poți să scazi timpul de încărcare până pe la 3 ore jumătate. Nu avem fast charge. Nu se poate încărca mai rapid de atât. Motorul pe benzină este unul dintre preferatele voastre, 1.4 TSI, 150 de cai putere. Transmisia, una dintre preferatele voastre, DSG cu 6 rapoarte, motorul electric are 116 cai putere. Repet, totalul pentru această bestie Cupra este de 245 de cai putere și 400 Nm cuplu motor maxim. 0-100 în 7 secunde, viteză maximă destul de mică, destul de mică pentru mașinile sport, 210 km la oră. Autonomia electrică anunțată de Seat este de 55 de kilometri. Eu am reușit, mă rog, în modul hibrid de funcționare al mașinii, a pornit motorul, a oprit, s-a dus bateria în 25 de kilometri, dar atenție, nu am mers full electric.
full electric, cred că poți să faci vreo 15 km, maxim 20, dacă mergi normal, fără a te chinui să conduci foarte, foarte eco. Mers normal în oraș și în aglomerații. Jantele au 19 inci. Poți să le comanzi și cu zona asta argintie în nuanța siglei Cupra. Avem și etrieri inscripționați, după cum puteți să vedeți. Vă reamintesc, Cupra Formentor este un model de sine stătător. Cupra, un SUV de dimensiuni care îl plasează între Ateca și Tarraco. Spun că probabil este cel mai frumos plug-in hybrid pe care poți să-l cumperi acum în România, pentru că pur și simplu toată lumea întoarce capul după mașina asta. Este frumoasă și are foarte multe elemente de design superbe. Este o mașină, poți să-i spui unicat, pentru că chiar dacă este construită pe o platformă folosită de X alte modele din grup, SUV-ul ăsta este pur și simplu superb. SUV-ul acesta plug-in hybrid cu tracțiune față, desigur. Trecem la interior, avem deja cunoștințe de la materialul trecut pe care l-am făcut cu mașina asta, legat de materiale și de finisaje. Vă rog să comentați cum vi se pare stilizarea asta de Formentor, atât la exterior cât și la interior. Pentru că știu că am fani pentru treaba asta, plasticele de pe ușile din spate sunt diferite calitativ în partea de sus față de cele din de pe ușile față, unde avem un material mai moale, mai plăcut la atingere. Spațiul în mașină este foarte bun. Eu merg cu scaunul la maxim în spate și așa arată spațiul pentru genunchi, pentru picioare. La cap, forma asta frumoasă care coboară spre spate nu afectează foarte mult spațiul la cap. 1,80-1,85 mergi fără probleme în spate, în mașina asta. Astea sunt scaunele standard pentru hibridul de 245 de cai putere. Mai există și versiune de 204 cai putere, dar de pe aceea lipsesc anumite dotări pe lângă puterea mai mică. ...40 de litri de benzină pot intra în Cupra Formentor, după ce în prealabil, ca la toate mașinile plug-in hybrid, după cum am mai vorbit, decuplez de aici capacul rezervorului. Butonul de pornit, oprit motorul, este aici pe volan. Avem volanul Super Sport, cum îl numesc ei. Modurile de condus se selectează de aici, foarte la îndemână, de pe volan. Bateria are acum 3%, rezervorul este plin. Avem două meniuri cumva diferite în acest infotainment uriaș, de aici din partea centrală. Imediat ce intri, fie în zona de Cupra, imediat ce intri în zona de, așa, bravo Cupra, de consum, vizualizarea consumului, o să vedem. Am stat pe loc cu mașina la filmare și de asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat aici, dar uite, pe long term, pe 1000 de kilometri, mașina asta, această unitate, eu am făcut vreo 100 și un pic, cam prin oraș și împrejurimi, da? 8-9 consumul de benzină, consumul ăsta foarte mic de energie electrică, ne arată faptul că mașina a mers foarte, foarte mult cu bateria descărcată. Da, ăsta este consumul, cred că nici 10% cred că din timp nu s-a mers full electric la ce arată aici.
de la realimentare, când a fost alimentată ultima oară, sunt 40 de kilometri, 6, 9, 17, 3, aici a mers mai mult electric, se vede foarte clar, da? Bun, mai avem aici un meniu special, care ne arată, putem să facem setări legate de încărcare, putem să setăm mașina să se încălzească sau să se răcească înainte de plecările noastre. Aerul condiționat, setări pentru aerul condiționat. În rest, mai vreau să știu o dată părerea voastră despre mașina asta din punct de vedere al sistemului de infotainment. Aici o să ne arate ce se întâmplă cu puterea, vine de la roți, de la motor electric, care e și el amplasat aici în față, se încarcă bateria, bateria ne transmite energie, toate lucrurile astea. Repet, comenzi prin atingere pentru climatizare și pentru sistemul audio, poți să și atingi ușor sau să faci slide. Zona de încărcare wireless pentru telefon, două USB-C-uri. Asta este zona special gândită pentru depozitarea, dacă vreți, a cheii. Cum îți place? Selectorul transmisiei DSG cu 6 rapoarte, drive, sport, neutru, marșarier și park. Butonul DSP a fost mutat aici. O apăsare îl trece în sport. Apoi îl activezi, dacă vrei să îl dezactivezi complet, trebuie să îl ții apăsat și se întâmplă asta. Instrumentarul de bord are foarte multe moduri de vizualizare, poți să schimbi ceea ce vezi în mijloc aici și aici și aici, treci și se face o selecție și uite, poți să schimbi ce se vede prin diversele zone ale instrumentarului de bord digital și desigur avem mai multe moduri care arată așa. Nu se mișcă foarte rapid, dar am întâlnit și mașini mai lente. Ăsta îmi place mie pentru că este gradat până la 300 la oră, o viteză pe care nu o prinde nici măcar versiunea de 310 cai putere. Avem și padele pentru schimbarea manuală a treptelor. Ce părere aveți de volanul ăsta? Vă place? Cum arată comenzile și stilizarea asta tip carbon pe care o avem și pe preșuri? Vreau să îmi comentați și să spuneți părerea voastră. Unitatea de control lumini de pe cele mai noi modele, de pe toate modelele noi ale grupului. Nu este prin atingere, trebuie să, mă rog, să atingi mai serios ca să meargă. Și are un mic delay. Astea le știți ce fac. Dacă ești în Skoda, faci asta. Dacă ești om cu bun simț, faci asta. Plastic cusut pe bord. Un plastic care ne amintește de un aluminiu polișat. Frâna de staționare. Auto hold. Închiderea. Și aici o cotieră cu priză suplimentară și un spațiu de depozitare. Ăsta este interiorul de la Cupra Formentor de 45.000 de euro cu TVA. Preț de listă. Înainte de orice discount sau programe Rabla, plug-in hybrid, primul Cupra Formentor plug-in hybrid care ajunge pe străzile din România. Vă aștept în comentarii să vorbim mai mult despre mașina asta și tot acolo să-mi spuneți ce mașini mai vreți să facem aici pe canalul nostru până ajung în test în Super Speed la ProTV în fiecare sâmbătă de la 10.30 la ProTV. Mă găsiți pe Instagram @bratudor și pe George îl găsiți la @costingeorge.